Sper că ați recunoscut personajul. Este cel din Harlem Globetrotters, numai cu piciorul, nu cu mâna. Cristi Dulca, îmi pare bine că ne întâlnim. Nicu, și mie îmi pare bine și mă bucur că mi-ați făcut o vizită și putem să mai depănăm amintiri și să vorbim de fotbal. Ăsta e și rostul vieții, ca să poți depăna de la un anumit moment amintirile. Că până la un anumit moment e jocul. Tu cât ai jucat la nivel de maximă intensitate? Câți ani? Pot să spun că am jucat vreo 8 ani la un nivel mare. Pentru că la 30 de ani m-am lăsat de fotbal, dar de pe la 22 am jucat în Liga 1 și cred că am ajuns la un nivel foarte bun. Adică visul meu a fost tot timpul să ajung în divizia pe vremea respectivă. Am ajuns la Bistrița, după aceea am ajuns la Rapid, la echipa națională, echipă în străinătate, echipe în străinătate și... Un traseu complet pentru un tânăr care din Someșeni visa... Da. Bine, povestea așa puțin mai lungă, pentru că în 94 eram în Liga 2 la CFR Cluj și visam să ajung în divizia, mă băteam la retrogradare cu CFR. Am ajuns în 95 la Rapid, la Bistrița, după care la Rapid, și visul mi s-a împlinit fiind convocat la echipa națională și prinzând un campionat mondial, ceea ce nu mă gândeam. Ultimul campionat mondial, da. Într-adevăr. În 94 la campionatul mondial, ziceai că ieși... În 94 la campionatul mondial, clar, ca toată lumea, era un fenomen pe care l-am revăzut la acest campionat european, în care toată lumea, uite, mi se și face pielea de găină când mă gândesc. E piele autentică, nu ca la Andra, că Andra mai falsează piele, că prea multe piele de găină. Da, nu, pentru mine, când vorbesc de aceste lucruri, tot timpul am așa un sentiment de bine, pentru că în 94 mergeam în piața Avram Iancu, făceam baie după meciuri, vedeam meciurile cu prietenii la televizor și ne bucuram de victoriile echipei naționale, plângeam la înfrângerile echipei naționale. Și după 4 ani am ai ajuns în locul lor. Am fost acolo cu ei și a fost ceva deosebit, mai ales faptul că îi vedeam doar la televizor. Chiar de campionatul european, putem spune că am făcut un campionat european bun. Așa, aici doream să ajungem. Ne-am calificat cum? Că toți am fost cărcotași, nu în preliminarii. Nicu, eu îți spun sincer, acum 2 ani jumate, Naționala era în Liga Națiunilor pe ultimul loc. Și toată lumea să plece Ordănescu, să vină alt jucător, să vină alt antrenor. Și uite că au reușit să ajungă să se califice de pe primul loc în grupă, ceea ce nu spera nimeni. Și mai mult au culminat cu faptul că au terminat la un campionat european grupa pe primul loc. Ajung în optim. Elveția de după noi ajunge și mai sus de noi și atunci ce să mai înțelegi din fotbalul ăsta? Acum cărcotași totdeauna vor fi, dar cu ce rămânem de la acest campionat european? Pe mine m-a impresionat, m-a surprins și m-a impresionat extrem de mult publicul. Parcă ne-am regăsit identitatea pe care am pierdut-o atâția ani. Tot timpul zic și eu treaba asta, că politicul, socialul nu ne ajută să ne unim. Nu este câte o cauză caritabilă, sau să zic așa, dar până la urmă sportul și fotbalul cu preponderență, ăsta ne unește. Au fost valuri de români la fiecare meci, nu? Nu numai valuri, au fost mii de oameni, au fost 40.000, 30.000 de oameni la un meci, ceea ce pe vremea noastră nu era posibil, pentru că erau tribunele goale. Erau vize. Da. A, știi cum se zice? Vestiarul. Nu știu, galeria sau spectatorii sunt al 12-lea jucător. La noi au fost al 13-lea. Deci așa, așa de mult. Dacă reușeau să fie și arbitru, era altă treabă. Unde s-a dus mingea? Stai aici, mă duc după minge. Oricum lumea o să zică, te-ai îmbrăcat bendea să ți se vadă bendeul, dai și tu două tripase și faci pe sportivul cu un fotbalist de rasă. Apropo de tricoul tău, ce brand este ăsta? Cel? Uite, cel e echipa lui Marco. Echipa unde evoluează Marco, chiar acum peste
40 de, 50 de minute. Ieri am filmat, că tot ziceți că filmăm din februarie să avem material pe iulie. Ieri, 16 iulie, am filmat acest material și în seara asta la 8 urmează returul. Returul cu Flora Tallinn. Flora Tallinn pentru preliminariile Champions League. Da, da. Marco, nu? Da, de-aia am și m-am hotărât să-mi iau acest tricou. Să și la meci și ia și bastonul. Nu chiar. Am văzut nu chiar, dar... Chiar. Na. Ai emoții și când... Am emoții când... tot timpul, indiferent că joacă în campionat, că joacă în, în competițiile europene, tot timpul am... Adică trăiesc... Nu sunt momente în care ai vrea tu să fii în locul tău, să zici, tati, stai un pic acolo și lasă-mă pe mine? Păi nu, că mă bucur că e în locul meu. Chiar m-am bucurat că... Că a reușit să ajungă discutați la o echipă. Discutați după meciuri fazele sau da, așa. Da, tot timpul. Ne-am, nu știu dacă eu l-am educat, dar a învățat să știe să fie responsabil, să-și analizeze evoluțiile și... Că numai să, din astea învață. Da, da, și să-și facă o analiză pertinentă și corectă a evoluției lui. Pentru că sunt multe... Când era copil, mi-aduc aminte... Mai dădea câte un gol, două, trei și juca cu Jucu, cu în campionatele de copii. Echipe grele. Apahida și dădea, urmează Cluj. Dădea câte trei goluri și venea acasă, zicea: "Fai, am jucat bine, am dat trei goluri." Dar tu premiai, ziceai? Nu, ziceam: "Vezi că ai jucat slab." Și îmi plângea și cum am dat trei goluri? Da, nu contează, ai jucat slab ca evoluția lui. Da, și până am învățat să se poată autoevalua, exact. Că numai asta. Și acum, sigur că vorbim după meciuri, mă întreabă cum am stat în teren, cum am... M-a pus un pic să fac aici niște, să, măcar picioare, să fac vorba. Știi, după o vârstă, zice, nu mai faci față în pat, dar măcar genunchi am dat. Ai terminat liceul Racoviță. Da. Deci dacă ți-ai mai luat vreo două, trei diplome, ai plăcea să predai educație fizică la Racoviță. Păi am trei facultăți. Trei facultăți. Educație? Educație fizică și sport. Și master în educație mentală. Și licența pro, ceea ce e important licența la noi. Pro. Da. Se ia greu licența pro. Da, se ia greu. Căluțul săracu își nota într-un blog note asta. Licența pro, da. Care e condiția antrenorului în România, în Liga Superbet, cum ar zice prietenul nostru? În Superliga de fotbal. Cât progres. Cincinalul în 4 ani jumătate. Nu, multă muncă. Șansă, putem spune la noi. Și te schimbă patronul în etapa a treia. Păi depinde ce patron ai. Te-o sunat vreodată? Da. E? Ce ai zis? Bă, Cristi, bă Ardeleanu. Îl aduc. Când s-a transferat Marco, da, m-a sunat, am vorbit cu el și... Bă, ți-l iau. Păi îl iau dacă vrea să vină. Nu mai are baterie. Să râdă și foca pe material. Omul ăsta, Nea Mircea Lucescu, a reușit în 2 ani de zile ce n-a reușit Rapidul în 35 de ani. Să ia o cupă și un campionat. Da. Ce înseamnă asta? Că a făcut exact ceea ce trebuie să facă și am reușit să luăm două trofee în 2 ani de zile. Cu ce? Cu aceiași, aproape aceiași jucători, dar cu altă mentalitate, cu altă foame de fotbal, de performanță. Publicului efectiv, că efectiv ne-a insuflat foamea de a câștiga trofee, ceea ce nu o aveam până atunci. Ca asta zic. Madridul. Madridul. Hala! Îi aduce înapoi, azi ori fost ăsta Mbappé, s-a prezentat acolo. O vorbit o spaniolă de o rup franceza. Da. Îți dai să mai dau 1 miliard de euro la ăla, vorbește orice limbă. Și aici, cu Emil Constantinescu, amintiri care rămân, cu Emil Săndoi. Da, când Emil am Săndoi. Finala Cupei României. Finala Cupei, cu Prunea. La un meci cu Dinamo am câștigat 2-0. Vedeți, inima noastră bate pentru tine, da. Și rapid. Bat, da. Și el era cu Bătătorul la Purtător, da, e o emisiune aici, cu Pipo Inzaghi, cu Pipo Inzaghi, da? Deci avem... Bine, pentru mine cea mai sugestivă și cea mai frumoasă poză, pot să spun că e aceasta. Atunci când am... Cu ce v-ați vopsit? Avea spray? Nu, chiar au fost
Stiliste. Au fost stiliste. Deci erau la un moment dat, au fost folcloriste, la voie. Deci de-aia am pierdut meciuri după meciuri, că le-au venit stilistele. Uite, la Bogdan Stelea, nu au avut ce să-i pună. Aici? Acolo sunt eu. Deci l-a pus prâncene. Nu, dar după meci m-am ras rapid în cap. Cine mai era lângă? Eu? Marinescu, Doboș, Ciobotariu, Gâlcă, Ilie Dumitrescu. Nu știu, da, Gică, nu mă aminteam. Hadi, să facem statuie. Gică, Dornel Munteanu, Dan Petrescu, Lăcătuș. Adevărul că pe Lăcătuș l-a prins galbenul ăsta pe cuvânt. Da. Lăcătuș. Lăcă a fost singurul care n-a vrut să se vopsească. Și cu greu, cu greu s-a lăsat vopsit. Cu ce ai rămas după Euro-ul ăsta, așa ca... Dom'le, ca spirit european mai avem... naționale care să se bată după aia la Cupa Mondială. Cu faptul că de acum cumva toată evoluția echipei naționale ne va obliga să mergem pe un alt drum. Adică ne obligă cumva să mergem tot timpul mai sus, nici de cum să scădem ceea ce am făcut până acum, pentru că noi, fiind obișnuiți tot la 2 ani să participăm la un campionat european, mondial, european, mondial, grupe Champions League, vorbim de campionatul național. Acum, ne mai jucând de ața ani la un turneu final, evoluția pe care a avut-o echipa națională cumva ne obligă. Obligă. Ne obligă, da. Cum era eu bărba, asta zic. Tricou trebuie să... N-am lăsat o impresie proastă să ieșim din grupe pe ultimul loc. Am terminat grupa pe primul loc, cum am mai zis mai devreme. Ne-am prezentat, chiar dacă am pierdut cu Belgia, cu Olanda la 2-3-0 și toată lumea zice, bă, sigur că cu echipele mai bune am pierdut la nivelul ăsta, dar am jucat curajos. Eu zic că încet, încet, cu experiența acești jucători și probabil vor mai veni și alți jucători la echipa națională, putem să ne calificăm la un campionat mondial. Practic, pentru mine și cred că și pentru ei, campionatul european a fost un obiectiv intermediar. O rampă obiectivul, de lansare pentru obiectivul la principal este campionatul mondial. Da. Bine, David Popovici a mai câștigat 2 medalii de aur la not europene. No. Păi, noi am ieșit din grupe. Știi că dacă întrebi mulți români, care e sportul național în România? Oina. Suntem fotbalul, campion la fotbalul. Oina. Fotbalul. Da, fotbalul. Adică ce rece vorbim? Celelalte sporturi, sigur că sunt importante, dar nu la învergura... una așa mare grad exact, de emoție. Exact. Peste 2 ani, când în România o să fie la campionatul mondial. Va fi prezent și el. Cristi Dulca. Vorbeam de Marco. Cristi, va fi și Marco, asta îi dorim și... Îmi doresc eu. Și soare sau să facă coreografia în tribune. Și Cristi, el va fi antrenor în... Eu să fiu sănătos, în primul să rând, fi... să pot antrena... Deci adică... tot cu medici ai o problemă, nu cu microbiști. Da, da. Să fii sănătos. Nu, asta e cea mai mare dorință. Sigur că îmi doresc să antrenez cât mai repede. Dar te-am văzut, ai ceva pedagogic în tine, pe cuvânt, adică nu mai, nu m-ai cunoscut prea mult. Tu nu m-ai cunoscut pe mine. Mergem la ciubări de aici. Hai România, oriunde te afla. Hai Cristi România. Dulca, un caracter și în primul rând un ardelean adevărat.